În Biserica Ortodoxă Română a fost sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Varlam, Mitropolitul Moldovei. La Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acest prilej de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, care și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Ierarhul le-a spus credincioșilor prezenți că Sfântul Mitropolit Varlam al Moldovei este considerat un Eminescu al literaturii vechi. Este socotit de către marii istorici și critici literaturii noastre ctitorul limbii românești și este supranumit Eminescu al literaturii vechi românești. Troparul Sfântului îl numește mare apărător al credinței ortodoxe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase Paraschiva, de aceea cu adevărat el împlinește cuvintele Evangheliei de astăzi, că cel ce va face și va învăța așa pe oameni, mare se va numi în Împărăția Cerurilor. Avându-l și noi ca model în apărarea și în mărturisirea credinței. Printre alte multe aspecte importante din viața Sfântului Mitropolit, preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul a evidențiat și activitatea tipografică, culturală și misionară. Cu sprijinul prietenului său, Sfântul Mitropolit Petru Movil al Chievului, Sfântul Varlam va întemeia întiliile aceleiași mănăstiri, trei ierarhi de la Iași, o tipografie de sub care vor ieși câteva cărți de o importanță cu totul excepțională, atât pentru viața bisericească, cât și pentru viața națională românească. Astfel, în anul 1643, de sub teascurile acestei tipografii, mitropolitul va scoate celebra cazanie, cunoscută în istorie, cazania lui Varlaam, sau carte românească de învățătură, la duminicile de peste an și la praznicile împărătești și la sfinții mai mari, care cuprinde 54 de omilii sau predici la duminici și 21 de cazanii sau predici la praznicile împărătești și sfinții de peste an. Cu prilejul zilei onomastice, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis preasfințitului părinte Varlam Ploieșteanul un mesaj de felicitare.